Rai, Duhul de frică a cuprins pe mulți, zice Domnul. Și mene grau de part, fel de fel de pești, fel de fel de frământări, fel de fel de nesiguranțe sunt în inimile și în mințile oamenilor. Dar iată așa vorbește cel viu și atotputernic. Ropioptești, mene voldo graidus. Da, va fi ceea ce eu poruncesc să fie. Și multe planuri ale oamenilor vor fi răsturnate. Pentru că, iată, Terman al Fondiograut, armată cerească, am trimis să se lupte pentru aleșii mei. Nu va fi Evrados, Terman al Fondiograut, ce vor oamenii, ci va fi ce vreau eu, zice Domnul. Și veți vedea acest lucru. Voi dovedi prin lucrările care urmează, ca să le vedeți, să fiți plini de pace și liniștiți, că aveți un Dumnezeu puternic. Sună o trâmbiță, sună trâmbița, trâmbița sună deșteptare pentru aleșii mei, să înțeleagă în ce vreme trăiesc și prandu-se o tepol și să nu se încarce cu gunoaie și cu lucruri care le inventează oamenii. Ropiotoșta, mana grau, eu sunt la cârma tuturor lucrurilor și veți vedea lucrări care vor fi deosebite. Și veți vedea că gura dumnezească va da ordine și nu oamenii. Oamenii se înșală în ideile lor, în propunerile lor și în minciunile lor, e gradul soberei de rai. Căci iată cel viu și atotputernic stă în picioare și plimbește-ți pe pământ și veți vedea hotărârea cerului. Nu vă plicoșați! Nu vă luați după peștile nebune, zice Domnul, robiotoșta manabol, că nu sunt de la mine. Întotdeauna mi-am apărat copiii și întotdeauna eu personal i-am înștiințat ce au de făcut. De aceea așa vă sfătuiesc în această zi. Luați aminte la sfaturile mele, că eu iau deciziile, eu dau poruncile, eu iau lucrările în mână și se va cunoaște că există un Dumnezeu viu și atotputernic. Scurtă este vremea și va fi ca o zguduitură, va fi ca o bubuitură. Robioteș Manavol, ordinul meu, care va coborâ pe pământ și de știi că Dumnezeu este viu și atotputernic și nu este cum oamenii plănuiesc, nu este cum oamenii vor, ci va fi așa cum mi-am hotărât și veți vedea dreptatea și adevărul cum va ieși tot mai mult la iveală și ai mei vor fi apărați de orice primejdie, semene graudus eu te vor și din întuneric mai am de scos și voi mai scoate, zice Domnul, care sunt pentru mântuire, îi voi salva și veți vedea și veți rămâne uimiți de ceea ce eu vor lucra în scurtă vreme, căci gura Domnului m-a vorbit. Amin. Ale.